Bună ziua! Am vizitat cel mai mare centru de vaccinare care este amenajat aici la Romexpo. O realizare notabilă. Îi felicit pe cei care s-au implicat pentru a realiza acest centru, primăria de sector, prefectura, DSP-ul și toți ceilalți care au înțeles că este nevoie aici în București de un centru mare de vaccinare. Sunt foarte bucuros să constat că atmosfera în general se schimbă și foarte multă lume dorește să se vaccineze. Este o schimbare pe care o salut în mod explicit, o schimbare de atitudine. Și în săptămânile și lunile următoare, cum vor veni tot mai multe doze de vaccin, tot mai multă lume va beneficia efectiv de serviciul de vaccinare. Aici, la acest centru, vor putea să fie vaccinate până la 3, poate chiar 4.000 de persoane pe zi. În această săptămână, deja centrul începe efectiv, cum foarte multe centre în toată țara încep în aceste zile să funcționeze. Vor crește gradual capacitatea, așa cum vor veni din ce în ce mai multe doze de vaccin și noi avem cu toții speranța ca până în vară să avem suficiente persoane vaccinate pentru a termina cu această pandemie. Însă vreau și cu această ocazie să atrag atenția publicului. Vaccinarea singură nu rezolvă pandemia. Până când vom avea foarte mulți oameni vaccinați, este nevoie de respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor impuse. Ne dorim cu toții să ne întoarcem cât se poate de repede la o viață normală. Dar acest lucru este posibil dacă, pe de o parte, respectăm restricțiile, pe cealaltă parte, un număr important, 60-70% din populație trebuie să fie vaccinată și atunci, dacă facem lucrurile așa cum trebuie, poate deja în această vară să ne întoarcem la o viață normală. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă sănătate. La revedere!